România a înregistrat în acest an un deficit bugetar de aproape 2,5 ori mai mare decât anul trecut, relevă datele publicate astăzi de Ministerul Finanțelor Publice. Valoarea deficitului aferent primelor 9 luni ale lui 2018 a fost de 16,8 miliarde de lei, respectiv 1,77% din produsul intern brut. În primele 9 luni ale anului, veniturile bugetului general consolidat au însumat 205 miliarde lei, adică 21,7% din PIB, în creștere față de aceeași perioadă a anului precedent. Potrivit reprezentanților Ministerului Finanțelor, s-au înregistrat creșteri față de anul precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări și din veniturile nefiscale. Începând cu luna februarie, încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de condițiile legislative noi, privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului. De asemenea, MFP a constatat o îmbunătățire a colectării veniturilor din TVA, care au crescut cu procente față de perioada similară din 2017.